Succesul în reproducerea oricărei păsări depinde de cât de bine se organizează procesul de eclozare a animalelor tinere. Și acest lucru este valabil și pentru pui domestici, indiferent dacă pui sunt incubați într-un incubator sau sub o găină cu puiet. Și în această privință, mult depinde de calitatea ouălelor, de ereditate și de condițiile de incubație. Succesul ecloziunii poate fi influențat atât de pregătirile preliminare, cât și de eclozare. În același timp, efectul asupra ecloziunii puilor poate fi nu numai pozitiv, ci și negativ. Perioada de incubație durează 21 de zile de la depunerea ouălor până la mușcătură. Nu contează unde sunt ouăle, sub găină sau în incubator. În acest timp, nu trebuie să luați nicio măsură. Când ouăle sunt scoase de sub găină, acestea sunt răcite, ceea ce duce la moartea embrionului. Același lucru este valabil și pentru deschiderea incubatorului. Atunci când cumpărați un incubator, este mai bine să alegeți un model automat care să efectueze toate acțiunile necesare pe cont propriu, transformă ouăle, monitorizează temperatura și nivelul de umiditate. Dezvoltarea puiului în interiorul cochiliei este împărțită în 4 etape. Prima durează 7 zile. În acest moment, are loc formarea mușchiului inimii și a sistemului circulator. Tot în acest moment, toate organele interne încep să se formeze. A doua etapă durează de la 8 la 14 zile. În acest moment, scheletul puilor se dezvoltă, ciocul este format. A treia etapă este de doar 3 zile și durează de la 15 la 18 zile. În acest moment, apare activitatea motorie a puilor, ei încep să scoată sunete. Puiul scârțâie, dar acest sunet este slab. Ultima etapă durează de la 19 la 21 de zile. În acest timp, are loc formarea finală a puilor, coaja devine fragilă. Adesea, atunci când reproduc pui prin incubație, pui apar în ziua 22 și mai târziu. O astfel de abatere de la normă indică nerespectarea regimului de temperatură necesar. Când temperatura este prea scăzută, embrionul se dezvoltă mai lent. Pui născuți târziu sunt slabi. La temperaturi ridicate, păsările se nasc puțin mai devreme. Dacă pui sunt incubați de o găină, atunci apar la timp. Acesta a fost primul episod din seria despre eclozare. Vizionează și viitoarele episoade. Dă un like acestui video, distribuie în social media și abonează-te la acest canal. Mulțumesc!